Ziua județului Timiș va fi celebrată cu fast printr-un spectacol extraordinar organizat de ansamblul profesionist Banatul și invitații săi. Consiliul județean Timiș prin Centrul de Cultură și Artă al județului Timiș celebrează ziua județului Timiș cu evenimente care aduc în atenția publicului zestrea culturală timișeană. În 28 iulie sărbătorim 105 ani de administrație românească în județul Timiș. Ansamblul profesionist Banatul vă invită în 25 iulie ora 19 la Timișoara Convention Center la un spectacol extraordinar dedicat zilei județului Timiș. Momente muzical coregrafice în care regăsim toată frumusețea județului Timiș prin intermediul cântecelor și ale jocurilor multietnice, migălos restaurate și interpretate de ansamblul profesionist Banatul și invitații săi. Invitați în recitală sunt Nicoleta Voica, Mihaela Petrovici, Roberta Crintea, Diana Cârlig și Onuț Blendea. Tinerii interpreți Doriana Talpe, Șoana Stanca, Roxana Goia, Luminița Safta, David Crișan, Dorinel Gavriluț Pârvoni și Ciprian Pop vor cânta și încânta publicul prezent la spectacol. Acompaniază orchestra ansamblului profesionist Banatul, dirijor Sebastian Roșca, iar coregrafia poartă semnătura maestrilor Brândușa și Nicolae Stănescu. Spectacolul va fi prezentat de Felicia Stoian. Invitațiile se găsesc pe platforma www.eventim.ro.